Salut, din nou, eu sunt Mihnea și am fost invitat să prezint câteva lucruri despre Clojure și ne-am gândit că ar fi bine să profităm de faptul că audiența e cât de cât inițiată în programare funcțională și chestii de genul. Așa că vom vorbi despre ceva mai multe lucruri și poate vom trece un pic repede prin anumite concepte. Deci dacă nu știu, e ceva neclar sau aveți vreo întrebare și pe parcurs e ok, putem să întrerupem. Ca idee, eu sunt încă student la master la Poli, lucrez la Hootsuite. La Poli scriu acum, nu știu, Haskell, Scheme, chestii de-astea că fac masterul de aici. La Hootsuite Python și hopefully în curând Scala. Și îmi place în general programarea funcțională, deocamdată, cum ziceam, la nivel de teme și proiecte personale. Nu ceva profi. Despre ce vom vorbi pe lângă Clojure în general, așa cum era și în brief-ul de pe site, o să introducem un pic Coracing și vom vedea și o aplicație care folosește asta. Apoi vom vorbi și despre transducers, care sunt noua chestie, toată lumea vorbește despre asta în zona Clojure. Încă nici nu a apărut versiunea finală, release, care introduce. Și intercalat vom avea și ceva demo. Ok, Clojure, așa, super din avion, e un Lisp, da, paranteze, limbaj dinamic, funcțional și ceva diferit e faptul că este gândit să fie mereu în simbioză cu un host. În cazul de față, Clojure țintește JVM-ul ca native, dacă vrem, host. Dar există și varianta Clojure Script pentru V8, în JavaScript. Există și ceva pentru .NET, era și o implementare peste Python. Ideea e că limbajul e gândit în așa fel încât să se poată. Și pentru mine astea ar fi principalele trei lucruri, să zic, aici. Al treilea lucru și faptul că are un set foarte interesant de structuri de date, care au niște proprietăți ce merită discutate și vom face asta. Principiul, faptul că sunt imutabile și persistente și că avem și structuri de date lazy. Cum arată? Ca orice, nu știu, dacă ați văzut Scheme sau Lisp sau ceva, e familiar. Avem orice expresie din limbaj este și o structură de date, în cazul de față avem liste. Și pentru evaluarea unei funcții, întotdeauna funcția e în prima poziție și apoi argumentele. Plus, de exemplu, iarăși e o funcție, nu e un operator și o să vedem că putem să-l și redefinim dacă vrem. Cu def facem legări dinamice, da? Mai există și let, pentru cine știe. Fnul e un macro, pentru că suntem un Lisp, avem și macrouri și așa declarăm o funcție, definim o funcție inline, o funcție de un parametru. Aici, ca idee, nu e o listă, e un vector, sunt altfel de paranteze și ăsta e corpul funcției. În corpul funcției putem avea și mai multe expresii, nu neapărat doar una. Și valoarea ultimei expresii va fi valoarea de întoarcere, să spunem, a funcției. Și apoi, folosind aceeași regulă, da, o aplicăm cu un parametru, asta o să dea 7. Și împreună, def cu fn, avem macro-ul def fn, defined function. Da, aceeași chestie, un nume, lista de parametri și corpul funcției, nimic SF. Ca structuri de date, aș zice că sunt patru core. Primul rând, listele clasice sunt implementate cu celule cons, da? Deci avem mereu head și tail. Și dacă facem cons, punem ceva la începutul listei. Dacă vrem să ajungem la n elemente, trebuie să parcurgem n elemente. Vectorii sunt ca vectorii din, sunt vectori dinamici, da? Ca în CTL, în C++ sau ca listele din Python, dacă vreți. Când adăugăm la ăștia, adăugăm la final și tot așa sunt dinamici și cresc. Și ca să ajungem la n la element, este mult mai eficient decât la listă. O să vă explic în curând de ce nu este chiar o de 1 ca într-un limbaj gen C, însă e aproape acolo. Mulțim. Asta e expresia, dacă vrem să facem un literal în limbaj. Le-am pus neordonate ca să se vadă că nu avem o ordine.
Într-un set nu putem avea duplicate, dar chestiile obișnuite. Și ăsta e un hashmap în care avem, da, perechi chei valoare. Observați că de element de sintaxă nu avem ceva separator, nu știu, două puncte, cum ar fi în Python, între cheie și valoare. Iar chiar și virgula e white space în Clojure. De obicei, atunci când ajută să fie mai ușor de citit codul, se pune, altfel se omite. Pentru compilator nu face nicio diferență. Și mai observăm ceva aici. Chestiile astea sunt keyword-uri. Sunt, practic, entități ale căror valoare sunt ele însele. De exemplu, dacă o să pun asta în interpretor, o să primesc același lucru înapoi. Sunt ca, dacă vreți, în prolog, când avem tokenia cu literă mică. Ok. Spuneam că structurile de date din Clojure sunt persistente. Ce înseamnă asta? În primul rând, ele sunt imutabile. Deci noi, dacă avem un vector de două elemente, vectorul ăla va fi mereu același. Nu putem să-l schimbăm în vreun fel. Dacă vrem să adăugăm un element și să facem un vector de trei elemente, 1, 2, 3, ce se va întâmpla? Se va crea un nou vector, însă 1, 2 vor fi refolosite din vechiul și 3-ul va fi ceva nou. Și astfel vom avea o proprietate destul de interesantă, aceea că referința către vectorul vechi, da, 1, 2, va fi mereu corectă, va fi validă, și va fi la fel validă și cea nouă, vectorul cu 1, 2, 3. Pentru că avem garanția că vectorul vechi nu se modifică niciodată, noi putem foarte ușor să folosim structurile astea de date într-un mediu cu acces concurent. Și cât timp, nu știu, nu se întâmplă ceva și avem un ciclu de garbage collection, că suntem în Java Virtual Machine, totul va fi acolo. Și aici e poza de pe wiki de la Persistent Data Structures, care e ideea în linii mari. Dacă am avea un arbore, să spunem că ăsta e arborele B, și vrem să schimbăm, uitați, lui F îi adăugăm un nou fiu, da, pe E. Ce se întâmplă? Aproape toate nodurile care nu sunt schimbate pot fi refolosite, cu excepția celor care duc până la rădăcină. Pe astea trebuie să le clonăm, pentru că, așa cum spuneam, vorbim de lucruri imutabile și atunci, pentru că se creează un nou nod F', G-ul nu va putea să trimită către el. Da? Și trebuie să existe un nou G' care trimite către nou F' și tot așa până sus. Iar pe toată durata programului în care nu, iarăși, nu avem garbage collection, adică, de fapt, nu avem ceva care poate fi eliminat de garbage collection, atât referința asta cât și asta vor fi perfect ok și vor funcționa. Asta are avantaje, cum am spus, mediul concurent, suntem destul de safe, dar are și ceva dezavantaje. Adică economisim memorie aici, dar spre deosebire de un arbore implementat în C hardcore cu pointer, tot vom adăuga niște elemente în plus. Și ăsta e un trade-off pe care Clojure-ul și-l asumă pentru beneficiile aduse. În plus, că vă spuneam că să ajungem la un element într-un vector nu este chiar O de 1. Care e ideea? Toate structurile astea de date persistente sunt implementate cu arbori în spate. Ăștia sunt arbori cu branching factorul 32. Practic, pentru fiecare nod, există 32 de fii. Și folosind acești arbori, se implementează aceste structuri de date. Și astfel, de obicei, unde un acces dura O de 1 dacă lucram în C, aici o să dureze cam O de logaritm în bază 32, că ăla e branching factor, da? De câte nivel avem nevoie, din N. Și ca să vă faceți o impresie de ce am spus că totuși e pe acolo, logaritm în bază 32 dintr-un milion înseamnă 4. Da? Deci e totuși ok. Nimeni nu ia Clojure ca să facă high performance computing, să învățească matrici. E un trade-off, avem expresivitate, avantaje în mediul concurent și așa mai departe. Peste structurile astea de date de care am vorbit, există o abstracție care se numește sequence sau SIG, SIG, pe scurt. Și ăsta e ca un protocol, să spunem, ca o interfață. E ceva care are un mod de a spune care e elementul curent și care este restul colecției.
Și cât timp o structură de date, o colecție implementează aceste două lucruri, ea poate fi privită printr-un seek. Da? Un seek e ca un view într-o colecție. Deci dacă avem o listă, e evident, avem head și tail. Dacă avem un hash map, găsim un mod prin care să umblăm într-o oarecare ordine prin elemente și tot așa, primul și restul. Iar peste aceste sequence-uri avem foarte multe funcții în standard library care nu au implementări la nivel de vector listă și așa mai departe. Ele știu să-l prezeze pe sequences. Da, și aici aveți o listă. Cele obișnuite map, filter, take, sort, reverse, tot ce vreți. Sunt o grămadă. E, aici motto-ul e citatul ăsta, care practic spune că e mai bine să avem 100 de funcții pe singură structură de date decât 10 pe 10. Și tipul ăsta, Alan Ferris, pentru cine nu știe, e primul om care a luat Turing Award. A fost în comisia de la Al Gore, destul de tare. Ok. Acum aș vrea să vă arăt un pic cam ce înseamnă să lucrăm cu Clojure. Și pentru asta aș vrea să pornesc un REPL, read, eval, print, loop. E ca un interpretor în care da read, eval, print. Noi dăm comenzi și ele se execută. Și aici, bine, avem tot ce am văzut deja. Plus 1, 2, la la la. Totul merge. Apropo, ai pornit ăla de screen record, ok? Așa. Bun, lucrurile pe care deja vi le-am arătat, bunesc că vreți să vedem cum definim funcții și chestii de genul ăsta? Da, ok. Așa. Bun, atunci hai să vă arăt doar câte... spuneam că avem vector, da? 1, 2, 3, asta e un vector. Ok. Pentru a lucra cu structurile de date, știți că avem cons în schimb, de exemplu, putem să facem, putem să punem un element în lista vidă și obținem lista cu elementul 1. În Clojure mai există o metodă care are, mă rog, o funcție care are mai multe implementări, numită conj, de la conjoin. Asta arată în felul următor, putem să vedem doc conj și o să vedem aici cum arată. Primește ca are două variante de arități. Ne uităm la prima. Primește o colecție și un element. Și ce va face? Ce spune? Întoarce noua colecție în care vom avea vechea colecție plus noul element. Iar modul în care se adaugă noul element depinde de structura de date. De exemplu, pentru o listă va pune la început, pentru vectorul va pune la sfârșit. Da, deci conj v2 obținem un nou vector. La fel dacă avem, să zicem, un hash map, putem să punem, cred că așa, da? Am adăugat o nouă pereche la hash map-ul existent. Observați, spuneam că da, e un limbaj dinamic. Aici avem tot felul de tipuri în același hashmap, deci nu avem o restricție pe care ar aduce un sistem static de tipare. Ok. Mai există o funcție destul de folosită numită asoc. Cu ea, practic, putem să introducem elemente similar cu conj, numai că putem să și înlocuim. De exemplu, putem să spunem asoc în A3 la A pe 3. Mă rog, 4, pardon. Ok? Și se schimbă în hashmap valoarea de la cheia asta. Iarăși, avem 100 de funcții pentru un singur data structure. Pot să fac acum pentru un vector. 2, 3, la poziția 1, punct pe 5. Ok? Arată la fel, doar că am schimbat tipurile cu care lucrez. Pattern-ul ăsta e foarte util pentru că ajungem să scriem cod în care nu ne punem atât de mult problema ce structură de date vine și dacă schimbăm structura de date, logica va fi mereu aceeași. Sau pe cât posibil. Și
Asta e un pattern foarte des întâlnit în Clojure. Practic se încearcă mereu, Rich Hickey, tipul care a făcut Clojure, are mentalitatea asta, să decupleze cât mai mult state-ul, starea programului, de logică. Și o să vedem asta și cu core async, și cu transducers, și practic în tot ce înseamnă Clojure. Și într-un fel, asta se întâmplă și aici. Practic nu ne punem problema ce este. Ne interesează mai mult transformarea. Adăugăm elementul ăsta la cheia sau poziția respectivă. Ok. Avem și funcții de higher order functions, da? Funcții de ordin superior. Am amintit map filter. Cum arată? Să spunem, de exemplu, filter, un predicat, odd, pe vectorul ăsta. Ok? Observați că am dat un vector ca parametru și am obținut altceva. Ăsta e un sequence. Dacă vreau să transform dintr-un sequence într-o anumită structură de date, pot folosi into. Asta e iarăși o funcție care... O funcție care funcționează pentru mai multe structuri de date. De exemplu, into, un vector gol și ce întoarce asta și obținem vectorul nostru. Nu e chiar atât de ineficient pe cât pare, adică se fac optimizări să nu se folosească prea multe colecții intermediare atunci când se poate. Uneori nu se poate sau nu e evident pentru compilator. E o problemă deschisă. Ideea care e motivația pentru care nu păstrează tipul pe care lucrează? Adică de ce filter lucrează pe un vector, dar poate să returneze altceva? Da, e ideea de care vorbeam cu SIC-ul, cu sequence-ul. Da, dar dacă le returnau un vector, tot un SIC era. Dar el și-a luat libertatea să returneze orice SIC. Păi, dacă returna un vector, trebuia să creeze un vector. Și nu știa să creeze un vector. Exact, dacă vrei să creezi un vector, însemna să implementezi un filter care creează un vector, un filter care creează o listă și așa mai departe. Okay. Așa e un filter care creează un sequence și mai departe te descurci. Okay. Ok. Și... Sequence-ul ai lazy, nu? Care a fost returnat. Depinde. Există și lazy seek și non-lazy. By default, astea, da, îți dau valori lazy, dar pentru că noi ne uităm la ele, ele se realizează. Ok. Și acum aș vrea să vă mai... Până trecem la un exemplu cât de cum mai practic. Avem higher order functions astea mai multe. Filter map, să zicem că vrem să le punem una după alta, da? Să zicem că avem un vector. Așa. Și vrem să incrementăm toate elementele și apoi să le alegem pe alea even de data asta, da? Deci ce am face? Am zis întâi le incrementăm. Deci map inc pe v. Ok? Și pe chestia asta vrem să le filtrăm pe cele even, am spus. Bun, vă puteți imagina că într-un scenariu din viața reală o să avem mulți astfel pași de procesare și devine destul de enervant să tot înseriem chestii tot de la stânga la dreapta, mai ales că ele se vor întâmpla din exterior înspre, din interior înspre exterior. Deci cumva invers decât citim. Pentru asta, Clojure vine cu niște macro-uri foarte drăguțe, care se numesc threading macros. Astea. Și cum arată? Asta e unul dintre ele. Săgeata cu două mai mare. Practic, o să vedem imediat. Primește o expresie și apoi mai multe alte expresii. Și ce va face? O să vă arăt de data asta în Sublime, cum e mai ușor. Să spunem că avem vectorul ăsta, 1, 2, 3, 4. Și apoi vrem să facem ce făceam mai devreme. Am zis că vrem întâi să incrementăm. Și apoi vrem să facem filter de even. Așa am face același lucru cu threading macro-ul. Observați niște diferențe. Ordinea, odată. Apoi nu mi-apare nicăieri aici. Practic în zona asta, nu mi-apare parametrul. Ce face macro ăsta? Deci asta e ceva care se expandează înaintea runtime-ului, da? La compilare, cum ar veni.
Ce face asta, practic, pune întotdeauna ca ultimul argument ce primește de mai sus. Deci, în cazul de față, ar pune vectorul ăsta aici, apoi rezultatul expresiei ăsteia e pus aici și tot așa mai departe. Ca idee, asta e o șmecherie destul de drăguță, pentru că virgulele sunt white space, putem să lăsăm codul așa. Și am văzut pe net multă lume face așa la început, până se obișnuiește cu macro-urile astea ca să știe ce se întâmplă. Iarăși, un alt pattern, toate funcțiile astea au o semnătură similară. Întotdeauna colecția va fi ultimul argument. Dacă avem funcții care așteaptă colecția ca primul argument, există și varianta cu o singură săgeată. Da? Analog. Ok. Acum, ca să facem ceva mai concret, vreau să vă arăt, există o bibliotecă foarte drăguță. Dacă e o combinație de funcții care primesc colecția la început sau la sfârșit, da, să-ți faci tu o funcție pe loc? Exact. Poți să faci o funcție inline și sintaxa pentru asta, mersi de întrebare. Uite, să zicem că vrem map cu o funcție care adună 2 la număr. Sintaxa e așa, plus 2 și poți să scrii astfel. Diez, paranteze, reprezintă corpul unei funcții anonime și apoi cu procent ai argumentele. În principiu, ele sunt așa, procent 1, procent 2 și așa mai departe. Dar dacă ai unul singur, obișnuim să scriem așa. Da, deci mai apă asta pe 1, 2, 3. Și mai e o chestie, trebuie să poți să scrii partial plus 2. Exact. Poți să ai, foarte bine, poți să ai și, putem avea funcții aplicate parțial. Partial plus 2. Da? Asta e o funcție aplicată parțial, adică e cumva echivalentul curry-ului din Haskell, dacă vreți. Și apoi mai dăm un parametru și va face ce vrem. Chestia asta e folosită... aici avem macro ăsta. Dar am putea folosi partial applications ca să facem același lucru. Ar fi ceva de genul... Am putea folosi comp, care compune două funcții. Doc.comp. Da, e compunerea din mate. Două funcții, f și g, vom avea f de g de x. Și putem face comp de partial de map inc cu filter de even. Cu mențiunea că ar trebui invers. Da? Pentru că comp f de g de x, deci a doua se aplică prima. Între astea două alegem, mă rog, după caz. Practic, asta nu creează nimic, asta e doar un syntactic sugar, în timp ce al doilea chiar creează funcții noi. Așa, spuneam că... Da. Ești o funcție care are comportamente diferite pentru arități diferite, de exemplu, comp avea la 6 arități. Uh-huh. Imediat îți arăt. Pe lângă doc mai avem și source și putem vedea cum arată definiția lui comp. Și, practic, sintaxa e următoare. Ai de fn și apoi astea sunt niște metadate adăugate funcției, ne interesează. Asta e un docstring, mă rog, comentariu definiției și apoi deci asta e sintaxa. Deci apoi implementează pentru fiecare editate, right? Exact. Ok. Da. Și mai e, unde e ăsta? Când vrei oricâte, practic, fs devine un sequence, să zicem. Așa, ca să vedem ceva concret, am găsit o bibliotecă foarte simpatică de interacționa cu app-ul de la Reddit. Se numește Minx. Parcă. Ok. Și fac asta și ca să vedeți un pic workflow. Deci avem o bibliotecă, da, pe GitHub, totul cinstit. Și avem aici un quote. Ce vom face? Vom lua chestia asta și o vom adăuga într-un fișier de proiect. Cum este package.json sau requirements.pip, ceva de genul ăsta. Pentru Clojure folosim tool-ul numit liningun.org. E foarte simplu de folosit, practic un fișier de proiect arată cam așa și
Eu n-am lucrat decât foarte puțin cu Java și Maven, dar asta mi se pare mult mai simplu decât XML-urile alea și nebunii. Și ca să vedeți cam ce înseamnă ca workflow, ok, deschidem un tab nou, avem line, ok, line, new, new face un nou proiect și putem să-i specificăm un template pe care să-l alegem. În cazul ăsta o să zicem că vrem un app, vrem ceva care poate fi rulat, poate fi făcut un jar mai mare pe care eventual deployăm undeva, Reddit, să zicem. Ok, ne-a generat un proiect nou. Scuze, sunt în home-ul tău. E ok. Ok. Așa. Și acum avem un nou proiect. Da? Asta e o structură clasică. Au păstrat totuși din Java nesting-ul ăsta de foldere. Ok. Și dacă ne uităm aici? Sau, nu știu, am mai deschis unul? Aș fi vrut să deschid proiectul. Mai încerc o dată, mai dă la teori. Mai dă la teori? There we go, așa. Ok, și avem, de fapt, avem fișierul de proiect de care vă spuneam și în el aici, undeva, e cheia asta de dependencies, care, iarăși, e un vector, da? Ok, ce vom face? Vom adăuga biblioteca aia aici. Și, practic, acum ce avem de făcut în proiectul nostru, putem rula line depth și asta ne va descărca ce dependencies avem. Și Liningen e compatibil și cu Maven, putem folosi biblioteci Java, însă, by default, se folosește un repo propriu Clojure, care se numește Clojars. Și e ceva mai simplu de interacționat cu el. Ok, și acum în proiectul ăsta putem deschide un nou interpretor și putem folosi API-ul respectiv. Hai să vedem, că parcă erau și niște exemple aici. Ok. Putem să facem avem nevoie acum, practic, în mediul nostru, vrem să importăm biblioteca respectivă. Și aici există mai multe variante. Putem să importăm sub un namespace sau să vărsăm totul înăuntru. Și pentru simplitate o să vărsăm totul înăuntru, cum ne arată și aici. Dacă merge. Nu merge. Ok, atunci. Proiectul se numește Reddit, n-ar putea să... Ba da, bravo. Bună observație. Asta e. Facem alt. Mersi. Așa. Și acum iarăși. Hai că a mers. Ok. În faza asta aș putea să import ca dependență versiuni diferite ale aceleași idei și să dau use pe ele în namespace-uri diferite? Nu știu dacă poți avea, n-am încercat asta. Ne uităm după dacă vrei, că acum ar trebui să caut. Nu m-am gândit să folosesc două. Nu știu dacă te lasă... Asta mâine, că nu te lasă da, exact. Că e vorba de class order, de cum le pui. Așa. Dacă nu s-a făcut line depth, o să fac el automat. De asta n-am mai dat acum. Și hai să vedem. Ok. Magie. Așa, și acum din exemplele lor, practic o să vedeți, există o funcție numită subreddit, care îi dăm ca parametru un nume și ne va genera URL-ul pentru acel subreddit. Da, să zicem program. Care? Nu, program. Dacă vreți ceva dubios, nu știu, pe propria voastră răspundere. Ok. Da, deci asta e o chestie simplă, ne întoarce un URL. Apoi, avem o altă funcție, se cheamă items, care primește ca argument
un URL. Când fac asta, observați că, adică eu am dat enter, dar acum nu văd nimic. Asta e pentru că el ce va face? Un item pe Reddit în cazul de față e un post, da, un submission. Și asta le ia pe toate, el tot așteaptă. Da? Și e destul de drăguț, respectă și rate limitul. Face streaming o dată la 2 secunde. Adică are propriul. Exact. Chiar asta și face. Între întâmplător le-a găsit pe toate și s-a oprit. Și tocmai de-aia vom folosi, să zicem, take. Scuze, ce înseamnă l-a găsit pe toate? Că nu cred că ai... Mă rog, a ajuns la, a ajuns la un fel de timer. Da. Așa. Ok, dacă facem take 3, da, am obținut un seek cu mai multe... Poți să faci un grab acolo atât de sigur? Un ce? Spune. Eu ziceam, dacă te-ai luat 3, poți să mai faci un filtru sau un map. Exact, așa. Asta urmă. Voiam doar să trecem de la fapt, de la modul ăsta de scriere, să trecem la threading. Așa. Da. Asta depinde de bibliotecă. Sau îl rulezi într-un thread. Biblioteca e blocking, da. Dar poți tu să pornești un thread în care rulezi asta. Sau putem să facem cu CoreAsync și o să vedem imediat. Ok. Și, de fapt, hai ce să ne mai lungim. Putem pe chestia asta să facem un filter de o funcție, ce să zicem. Așa, asta îl vezi tu? E apps se cheamă? Da. Ok. Deci, practic, ne trebuie o funcție care primește ca parametru un map, da? Îi ia cheia apps și o compară cu 100. Deci, map-ul poate fi folosit și ca argument și ca funcție. O să facem... Ok, să vedem cu prima. Deci, să vedem cum funcționează first de chestia asta. Ups, mai trebuie o paranteză. Așa, și acum îi vom lua cheia de apps. La 195, să zicem. Ok, deci aici ce vrem? Vrem filter de o funcție anonimă care verifică dacă e mai mare ca 100. Cine? Apps de argument. Ok? Și iar o paranteză. Și ne-a găsit ceva. Ok, deci cam așa interacționăm și cu Threading Macro am scris toate lucrurile astea drăguțe. Hai să trecem mai departe și o să ne mai întâlnim de API-ul ăsta de Reddit imediat. Bun, deci asta a fost în principiu closure așa, în mare, un short diagram. Core Async. Asta e o bibliotecă, da? Deci, deși are core, nu e parte din limbaj, e o bibliotecă. Și faptul că Clojure are macro-uri ne permite să avem astfel de biblioteci care par cumva că schimbă cu totul limbajul. Dar ele, de fapt, sunt pur și simplu sintaxe. E o bibliotecă în care introduce două lucruri majore, GoBlocks și Channels. Un GoBlock e ca un thread, dacă vreți. E un mod prin care noi structurăm un fir de execuție. Nu e un thread la modul sistem de operare, dar ci un thread de acțiuni, da? O procesare. Iar channels sunt canalele din CSP, din Communicating Sequential Processes, cam Go, dacă vreți, Go limbajul, nu asta de aici. Practic sunt niște entități pe care putem să punem un mesaj și să-l luăm pe partea cealaltă. Pot fi buffer, dar în buffer, mă rog, mai puțin important. Cele două împreună formează un mod de a programa similar cu socketii și selectul din C, dacă de dat, sau Apple. Adică avem niște canale, socketii, pe care așteptăm date și putem să facem un fel de select pe ele și să reacționăm în funcție de cel pe care au venit date. Chestia foarte drăguță, pentru că nu folosește thread-uri neapărat, există două variante de a lucra, varianta cu thread-uri de sistem și varianta cu un fel de userland thread, dacă vreți.
înseamnă că putem să folosim și în ClojureScript, în browser, unde nu avem threads, avem doar un event loop. Și se folosește un mecanism destul de simpatic în care, practic, acele thread-uri se parchează, se lasă într-o stare de sleeping și se merge mai departe. De ce există CoreAsync? Revin iarăși la ideea de decuplare. Vrem să decuplăm întotdeauna lucruri cu partea în care interacționăm cu starea programului de partea în care comunicăm cu exterior. Un caz destul de simplu, să zicem, JavaScript. Avem tot felul de handlers care au callbacks, da? Adică ascultăm evenimente și avem pentru fiecare un callback. De obicei, cum se întâmplă asta? Vine un eveniment din exterior sau ceva din pagină, să zicem, nu știu, se schimbă și avem un handler, un callback, în care facem ceva, reacționăm pentru acel eveniment, modificăm starea programului. Dacă îmi pune asta, dacă îmi vrea să facem o schemă bloc a procesului, lucrurile ar ieși destul de încrucișate, pentru că mai multe entități schimbă starea programului, acele handlere, și nu putem să privim separat lucrurile. Dacă avem ceva de genul CoreAsync, putem să facem următorul lucru. Putem să spunem că avem un nucleu al programului unde interacționăm cu starea și dinspre nucleul ăla spre exterior, să zicem că avem niște canale. Iar apoi, handlerele respective pentru evenimente se află la partea opusă a canalelor. Și putem să primim evenimentul, îl prelucrăm, whatever, ce facem cu el, și apoi îl trimitem pe canal către core. Și practic putem avea pattern-ul ăsta în care avem întotdeauna modificările asupra stării programului într-un singur loc, care lucrează la modul select pe sockets, dacă vreți, și handlerele toate care trimit evenimente acolo. Și astfel putem refolosi, să spunem că modul în care reacționăm la un eveniment de tip click stânga sau unul de click dreapta, nu știu, seamănă. Și atunci putem refolosi logica aia pentru că va fi într-un singur loc. Mai mult, putem să facem un fel de, deși există actori în Clojure, putem face un mecanism de, să spunem, de pipeline, în care avem niște blocuri din astea, Go blocks, care procesăm ceva date și apoi cu ajutorul canalelor trecem din unul în altul, la un pipeline. Și o să vedem imediat un exemplu. Cum arată CoreAsync? Avem funcția chain cu care creăm un canal. Ea are mai multe arități, primește tot felul de argumente, vă spuneam buffer, buffer. Dar asta e varianta simplă. Și apoi, într-un bloc Go, ce ziceam, aici, practic, mereu când lucrăm cu un canal, trebuie să fim într-un astfel de Go bloc. While există în Clojure, e implementat e recursiv, da? Adică doar verifică o condiție și se apelează singur. Da, while true can see. Și ce facem aici? Citim din ce un mesaj într-un LED și apoi afișăm ce mesaj am primit. Și practic pornim acest Go block, urmând ca apoi mai târziu să punem ceva pe canal. Ce e interesant, asta nu e varianta care folosește thread-uri, asta poți să o vrei și în JavaScript. Asta cumva la nivel semantic, dacă vreți, e blocking. Însă ce se va întâmpla în realitate, eu nu pot să fac block pentru că mi se oprește browserul, se face acel parking de care spuneam, da, e un fel de stare de sleep la nivel de user. Și când vine cu mesajul, se trezește acest scurt handler. Ok, folosind ce am vorbit până acum, practic o să ne uităm la o aplicație, URL-ul o să-l vedeți în slide-uri, așa asta, care interacționează cu API-ul de Ready de care am vorbit, ia itemuri, apoi aplică un pipeline de genul celui descris și în interiorul programului avem un astfel de listener care e într-un Go block, care pe de-o parte primește date printr-un canal de la pipeline-ul nostru și de cealaltă parte are o conexiune WebSocket cu cineva din internet, în cazul ăsta un browser. Și practic ce face chestia asta? Primește mesaje, le aplică o transformare, le trimite prin WebSocket și apar în browser. Ok? Și haideți să ne uităm la asta. De fapt să iau copii. Nu? Ok, n-a mers.
Așa. Asta e deja un proiect făcut cu Line, deci ar trebui să putem să dăm odată să deschidem ăsta. Ok. Da, 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 corect, mersi. Și o să dau doar Line Run. Așa, descarcă iarăși chestii. Și acum, dacă ne uităm în console. Ok, ne-am conectat. Și acum încep să vină chestii. Asta afișează tot ce apare nou pe Reddit, cu scor mai mare decât 3, cred. Da, deci vedem că funcționează. Ok. Acum hai să vedem cum se întâmplă lucrurile. Supply. Așa. Asta e practic blocul de importuri. Avem un canal, nimic nou. Acum, transformările pe care le vrem. Predicatul în care alegem scorul să fie mai mare ca 2. Țineți minte, noi am făcut cu up mai devreme, e aceeași chestie. Mă rog, adică similară. Apoi avem o transformare care practic primește un map și schimbă titlul cu varianta în care a fost făcută uppercase. Asta e pur și simplu, da, primește un item și îl trimite unui canal. Canalul, în cazul de față, e global. Da? Mai avem un handler care primește un item din acela și îl transformă în JSON, dar păstrează numai anumite key. Și cum face asta? Practic folosim acel intu, deci într-un nou hash map, vrem să punem următorul set de perechi. Perechile vor fi vector de cheie valoare. Și care e ideea? Keep keys e vectorul ăsta de key. Și ce vom face? Vom aplica cheia map-ului și am văzut că asta ne dă acea valoare. Și practic le vom aplica doar pe acestea, vom obține cheia și valoarea și le vom băga într-un nou map. Da? Iar apoi acel item îl transformăm în JSON. Și ok, stați așa, trebuie să mă mut pe alt range. Pardon, așa. Și ăsta e stream-ul nostru, pipeline-ul. Da, folosim threading macro, vrem din tot Reddit-ul ce se postează, trecem prin items și apoi pipeline-ul de prelucrare are noastre. Observați că ultima este acel send-ul listener, da? Și apoi partea de server e foarte simplu. Avem un handler care atunci când primește o conexiune de tip WebSocket doar salvează canalul în această variabilă globală, ca noi să putem să trimitem în el. Și apoi în main, aici pornim acea componentă care așteaptă mesaje pe parte și le trimite în WebSocket. Da? Observați, citește de pe canal mesajul JSON și dacă are un socket, not nil, da, deci nu e nul, trimite JSON-ul pe WebSocket. Și asta e tot. Iar apoi, pentru că stream este ceva lazy, folosim această funcție duran care practic forțează evaluarea completă a unui sequence. Da, deci trece prin fiecare element și face force. Ok. Asta e aplicația. Și acum, ultima parte, transducers. Da, deci am vorbit de chestii, să zicem, cât de cât aplicate. Acum e varianta în care tipul ăsta Rishiki stă în hamac și se gândește la lucruri. Și așa e vin ideile de obicei. Și așa a apărut treaba cu transducers. Ca recapitulare, avem funcții simple, da? O funcție primește un argument, dă altceva. Avem funcții de rang superior. Funcții care primesc alte funcții ca parametri, map, filter și reduce. Și apoi avem funcții, în cazul ăsta reduce, care sunt ceva mai generice, în sensul că putem implementa map și filter cu reduce. Da? Practic, ce e map? E reduce? Știi doar ce face reduce? Ok.
fold, dacă nu. La Irdius în care ce facem? Întotdeauna la acumulator punem cu conci, că suntem în closure, varianta în care aplicăm F pe X, similar pentru filter. Și asta e destul de util, că înseamnă că noi dacă putem să demonstrăm niște proprietăți pentru reduce, atunci putem să ne gândim la ele și pentru filter și mare, în cazul de față. Ok. Și funcțiile de rang superior sunt foarte șmechere. Am văzut deja că le înseriem fie cu macro, fie cu composition și obținem tot felul de beneficii, în sensul că ne separăm codul, avem pipeline-uri, pot să fie lazy, nu ne deranjează. Da. Despre ce vorbim? Adică? Despre transducer side use? Urmează. Da. Da. Motivul pentru care există transducer. Ok. Așa. Dar au niște neajunsuri. În primul neajuns e că aceste funcții, de exemplu, map, filter, la la la, funcționează numai pe colecții. Dacă vrem să funcționeze pe altceva, trebuie să le implementăm pentru altceva. Apoi, toți pașii ăia au nevoie de rezultate intermediare. Uneori sunt eliminate, dar nu e posibil mereu. Da, de exemplu, aici, să spunem, ăsta creează un sequence care e dat acestuia, care creează un nou sequence și tot așa. Și, deși descriu procesul pe care îl aplicăm, conțin niște particularități care nu ne interesează. De exemplu, facem map, adică incrementăm numerele și obținem o nouă secvență pe care o dăm ca parametru și obținem o nouă secvență și tot așa. Partea cu o nouă secvență nu ne interesează, pentru că ne interesează transformarea. Incrementăm, facem json, trimitem mai departe. Nu contează ce la mijloc. Da? Și astfel ne dăm seama că am vrea ceva mai mult, mai puternic. Am vrea să putem lucra cu același pipeline, dacă acum lucrăm pe liste, mâine poate vrem să lucrăm pe niște sockets, pe niște canale. Și vrem să nu schimbăm transformarea, că transformarea e aceeași. La fel, vrem să ne descriem procesul, cum spuneam, eu vreau să rezolv problema asta. Nu contează că mi-a venit dintr-o listă sau nu. Și am vrea dacă putem să scăpăm de acele structuri de date intermediare. Așa că hai să ne uităm la ce avem. Astea sunt cele două implementări de map și filter. Și observăm ceva similar. Observăm că partea de conj, de exemplu, e în amândouă și cu ce diferă conj de tot ce e în rest? Conj e ceva specific, ce ține de o structură de date. Ok, merge pentru listă, vector și map. Dar e tot ceva specific. Noi am vrea ceva generic. Restul e foarte bine, e ok, nu ne deranjează. Și care a fost ideea? Ideea a fost ok, hai să scăpăm de conjul ăsta prin metoda cea mai simplă. Îl parametrizăm. Da? Și practic ne uităm numai la funcția interioară, se cheamă reducing function, da? Funcția pe care o dăm ca parametrul reduce. Și hai să parametrizăm conjul. E vorba de ce avem aici acum. Da? E fix același reducing function, numai că nu mai avem conj, avem un step care e dat ca parametru. Și apoi folosind acea funcție, putem să definim, în cazul de față, să zicem, mapping și filtering, care folosesc acel step în modurile în care îl foloseau map și filter. Da? Aici mapping face ca la map, pune întotdeauna, filtering face ca la filter, pune doar dacă predicatul ține. E, chestia asta și asta se numește un transducer. Da? Asta mapping primește ca parametru o funcție, funcția de aici, și întoarce un mapping transducer. Da? Un transducer care se comportă ca map. Și folosind asta, dacă revenim la implementarea de mai devreme cu reduce, schema arată la fel, numai că am scos conjul afară. Observați? Deci, practic, eu acum, în mapping F-ul ăsta, am ceva care e generic, care funcționează pe orice teoretic, cât timp îi dau ca parametru un stepping function corespunzător. Dacă pentru canale, de exemplu, avem acel mai mic semn exclamării și l-aș da, să zicem, pe ăla, dacă ăla ar fi, ar trebui să funcționeze ok și când pun un canal aici, în loc de o colecție. Și, practic, vedem că putem reveni la ce aveam și înainte. Acum,
funcțiile de ordine superior puteau fi compuse. Și transducerii pot fi compuși și dacă explorăm rapid ce se întâmplă când compunem doi transduceri, o să mai observăm o proprietate interesantă. Așa că hai să luăm exemplul ăsta. Da, vrem să compunem doi transduceri care fac increment și string pe vectorul ăsta. Care o să fie rezultatul? Vă gândiți probabil între în funcție de care ordine în care se aplică, nu? Ok. O să vedem că se aplică așa cum vrem, de fapt. Întâi asta și apoi asta. Rezultatul va fi vectorul de stringuri. 1, 2, 3. Și o să vedem acum de ce. Practic ne interesează partea asta în care compunem cei doi transduceri și dăm ca parametru conj în cazul nostru. Pentru că, țineți minte, comp de f și g, mai așteaptă x-ul, că e f de g de x. Și hai să vedem ce se întâmplă. Da, practic explicităm cele două. Ăsta e cu roșu, e acel mapping cu ing și ăsta e mapping cu str. Da, nu am făcut decât să înlocuiesc. Bun. Și ce vrem să evaluăm? Compose face f de g de x. Da? Deci trebuie ca ăsta e f, ăsta e g, ăsta e x. Deci o să ajungem la f de g de x. Și am subliniat asta. Acum ăsta e g de x. Da? Ăsta e x-ul, ăsta e g-ul. Între paranteze verde g-ul și aici e x-ul. Facem un pas de, dacă ar fi calculul lambda, beta reducere. Da? Ce se întâmplă? Step se înlocuiește cu conj. Okay? Și dispare f-ul de la root level. Și ajungem aici. Da? Avem conjul. Și acum, ce avem de aplicat? Atenție, eu acum aici aplic, am aplicat odată eagle și acum aplicăm ca și cum am avea by name. Însă asta ajută ca să vedem mai simplu efectul. Da, ăsta e outer-ul și practic trebuie ca funcția asta de aici să o dăm ca parametru aici, în loc de step. Ok? Deci ce era step devine ce e albastru. Și ajungem aici. Am reindentat ca să fie mai clar. Da? Avem iarăși funcția care primește acumulator și x e semnătura unui reducing function. Da? Cel pe care îl dăm ca parametrul lui reduce. Și practic avem funcția asta care îi dăm ca parametri pe acc și pe int de x. În closure, int de x ăsta s-ar aplica înainte, dar îl păstrez așa, spuneam, ca să vedeți efectul la final. Da? Deci, a că cât trece în a că cât, int de x trece în locul lui x. Și ajungem aici. Dacă țineți minte, asta e ce avem noi aici, e un reducing function. Numai că, ce observăm? Transformarea noastră a apărut aici, str de int de x. Și observați că s-a inversat și ordinea aceea din compunere, da? Întâi se face int, și apoi str. Și avem, desigur, conjul nostru, care a fost înghițit și, practic, acum avem un reducing function ca înainte. Știm și cum facem conji și avem și transformarea noastră. Mai observăm ceva. Spuneam că vrem să scăpăm de colecțiile alea intermediare. Am reușit asta, pentru că avem numai, practic, o stivă de operații pe care o aplicăm. Nu mai avem un rezultat parțial pe care îl dăm ca argument și așa mai departe, la nivel de colecție. Avem elementele individuale. Da? Deci, am scăpat de colecțiile intermediare. Ok. Asta e la nivel, dacă vreți, de gândire care e conceptul. În closure, există odată cu 1.7. Exemplele pe care le-am luat eu sunt cu 1.7 alfa 2. Deci, urmează. Și cum a fost implementat, majoritatea funcțiilor de genul map, filter și așa mai departe, când le apelăm cu un singur argument, întorc acel mapping transducer sau filter transducer sau așa mai departe. Și ca să le folosim, trebuie să ne legăm de un sequence, de un int, da, acele funcții pe care vi le-am arătat, le folosim ca să construim o colecție. Și funcționează chiar și pe canale. Ok. Și rapid vă mai arăt și asta cu transducers.
dar am nevoie de, vă spuneam, un closure mai nou, așa că voi lucra aici, pentru că avem la 1.0.1.7.0 alfa 2. Ok, și hai să facem chiar exemplul ăla, ca să meargă rapid. De fapt, ăsta acum cred că rulează, da, rulează stream-ul. Hai să facem, nu, hai să facem altceva. Ne ducem în asta și punem aici rapid. 7, 0, alfa, 2. Main Apps. Îl avem deja descărcat. E ca la Maven. Există ceva în file system? Ok. Și spuneam că putem să facem, de exemplu, map de ink. Și atât. Și asta ne va întoarce o funcție, da? Și acum putem să o folosim, de exemplu, cu sequence. Să creăm un sequence pe 1, 2, 3. Da? Și funcționează cum spuneam. Putem să-i și compunem. Da, și obținem asta. Dacă nu vrem un sequence, vrem un vector, punem into și un vector. Și vă ziceam că funcționează și pe canale. Vreți să facem rapid un exemplu? Da? Ok. Atunci, trebuie să punem, ne trebuie și core async. Vă spuneam că e o bibliotecă, deci trebuie să-l includem și pe el. Așa. Ok, și haideți să facem require pe closure.core.async și aici, ca să nu prefixăm mereu cu namespace-ul, o să facem un refer și ce vrem? Vrem go, vrem ăsta și ăsta și cean. Iarăși, am pus virgule ca să fie mai ușor de citit, dar merge și fără. Ok. Și acum, ce facem? Să zicem că avem un transducer care face, nu știu, tot ăla de dinainte. Def, să-l numim t, comp de map ink cu map sutr. Ok? Și acum, practic, Chan poate să primească un transducer ca parametru. Da? Deci să zicem că avem un canal CH. E Chan, îl facem unbuffer, practic. Da, buffer de dimensiune 1 și dăm ca parametru tu. Ok? Și avem nouul nostru canal care are transformarea aceea din transducer în el, să spunem. Și acum dacă într-un go block punem în el ce facem? Ink și apoi sutr. Deci să zicem 5. Ok? Și acum într-un alt go block vrem să... Hai, prin... Vrem să citim din el. Ok? Și am primit... Că am uitat eu o paranteză. Da. Stai. Una, da, așa. Mersi. Și acum nu avem nimic apel, deci trebuie să mai facem o dată. Așa. Și ăla deja rula. Da, pentru că am pornit un go block, nu era nimic pe canal și când am pus, a venit mesajul. Ok? Deci funcționează și pe canale. Și ca să vedeți că ce v-am arătat nu era așa o minciună ca să pară mai ușor, pentru, de exemplu, sequence de map ink pe chestia asta, care sunt pașii care se execută? Avem map-ul și o să vă arăt chiar în implementare. Dar
Ești din asta, din full screen, nu? Așa. Cu Auli, da. Ok. Asta e sursa. Core punctului și conține majoritatea cache-urilor. Ok, map are varianta de aritate 1, în care, mă rog, asta, în care întoarce un transducer. Și dacă vedeți, arată fix ca mapping transducerul nostru. Vedeți result și input, ăsta era A cu ăsta X. Și ce face conch, da? F1 va fi viitorul conch. La AQQ, aplicarea lui F pe input. E fix ce am văzut. Apoi, am zis că creăm un transducer și vrem să aplicăm sequence. Sequence, când primește două argumente, primul e transducerul, așa se notează aici, în sursă, și call e colecția, da? Și va apela un lazy transformer din ăsta, cu create, cu xform și collection, da? Ăsta, lazy transformer create-ul, întoarce new la la la, în care creează stepper, ăsta vă spuneam, e o colecție lazy, da? Lazy transformer, stepper care primește ca primul argument transducerul și apoi, mă rog, un iterator peste colecție, da? Și în stepper o să se întâmple exact ce lipsea. Transducerul va primi ca parametru, da, invoke, va fi apelat practic, step funnel, care e conjul nostru, care e adăugat exact la final. Deci, practic, noi până în pasul ăsta, până când am creat sequence-ul, am avut o transformare abstractă, care făcea map de ink și sătâriu, și abia la final, când am vrut să o turnăm, să zicem, într-un sequence, și chiar și aici, abia jos de tot în stiva de apeluri, i s-a dat ca parametru acel step funnel și apoi s-a realizat substituția prin care noi deja am trecut. Da? Deci, până în ultimul punct, lucrurile au fost cât se poate de abstracte. Și asta e ideea, până la urmă, cu transducers. Așa o întrebare. Da. Nu înțeleg cum se oprește la take-3, de exemplu. Take-3? Păi take e implementat în mod recursiv. Practic, mai are ca un acumulator, ca un contor. Și întotdeauna ia un element din colecția pe care îi dai, crește contorul ăla și când contorul a ajuns la zero, se întoarce, nu-ți mai dă nimic. Poți să-ți arăt sursa lui take, dacă vrei. Poate de ajutor? La transducer, da. Ok. Dar take-ul nu funcționează pe transducer. Take-ul funcționează deja pe sequence. Adică nu poate fi implementat pe transducer? Take-ul nu aplică o transformare. Take-ul îți ia X elemente dintr-o secvență de date. E putea să-l aplici eventual, nu știu, dacă să zicem că ai un canal, știi, și cumva faci o secvență de date de pe canalul ăla și apoi le iei pe primele 3. Dar poate nu înțeleg ce întreb. Uite, take. Transducerul ăștia lucrează pe elementul. Efectiv, tu vrei să-l transformi, nu pe o secvență. Da, e ce am arătat, de fapt, în, dacă mă întorc. Practic, e chestia de aici. Noi dăm ca parametru, asta ne întoarce un mapping transducer. El va conține F-ul și F-ul va apela, vezi, pe X. El, funcția asta, va fi apelată de cineva ca reduce, da? Care întotdeauna va da rezultatul de până acum și rezultatul curent. Și când ne-am uitat, de fapt aici, când ne-am uitat la cum îi compunem, într-adevăr, ea acționează chiar pe un element de toată colecția. Nu cred. Scrie chiar aici, take 5 returnează un transducer care returnează primele 5 elemente. A, poți să-l folosești să creezi un transducer, da. Dar nu-l aplici unui transducer. Da, n-am înțeles eu întrebarea. Da, am implementat take ca transducer. Ok. Păi, ne uităm, suntem în ala cu versiunea bună? Cred că da. Dar cum zici că dacă faci, ai un map înainte de take 3, cum se întâmplă să nu faci map pe toată colecția aia care are mai multe elemente? Mai e ceva. E ok, am înțeles întrebarea. Vreau un transducer care transformă colecția sau contextul sau ce pe zanăți ăla într-o chestie care are doar 3 elemente în ea. Am înțeles, ok. Mai e o chestie. Reducing function-ul ăla mai știe de un mod de oprire. Și e practic o funcție specială care se apelează
și aia spune că pasul de computație s-a oprit. Și odată apelată aia, se oprește tot procesul. Nu am intrat și în detaliile astea aici pentru că nu era timp. Dar asta e funcția reduced, dacă nu mă înșel. Hai să vedem. Doc reduced. Da, uite. Da? Wraps x in a way such that reduce will terminate with the value x. Deci, în reduce, el are, hai să vedem dacă îl găsim chiar aici. Nu, e mai jos, de asta am zis dacă. Deci, în reduce, când se face practic iterația aia, dacă vrei, în care trecem prin acumulator x, acumulator x, el mai are ca un if. Dacă găsește reduce, spune ok, stop, de aici mă opresc și acum nu mai fac ceva mai departe. E încă ceva în implementare. Eu am arătat, într-adevăr, varianta în care facem până la capăt, pentru că e cel mai simplu de înțeles conceptual. Dacă vrei, îți recomand și o să pun pe grup prezentarea lui Rich Hickey. Are o oră numai despre transducer și acolo explică și cum e implementată toată funcția și cum este acel reduced. Explodează capul. Da. La canalele alea Go, ce sens are, de exemplu, MapCut sau FlatMap sau cum s-o denumi? Poți să le privești ca pe ceva care, de exemplu, dacă faci map pe o colecție, te aștepți să iei fiecare element, nu? Să aplici transformare și să obții o nouă colecție. Practic, ceva similar s-a întâmplat când am încercat noi cu canalul. Am dat o transformare și ce se întâmplă? Tot ce trece prin canalul ăla iese pe partea cealaltă cu transformarea aplicată. E ca mea pe o colecție până la urmă, numai că le iau unul câte unul. Cred că e un fel de X și eu. Când faci ceva sincron și faci mai multe. Exact, da. E ca și cum ai face drain pe o coadă, știi? Și vine una câte unul, cu transformarea aplicată. RX-ul bănesc asta face, nu? Tu nu știi exact cum e lista ta, tu faci un fel de take pe ce ai în momentul ăsta și după aceea continui cu restul. Exact, într-un fel. Reduce-ul e cel care sparcurge cei doi. Ok, și na. În concluzie, ce sper că v-am arătat, e că Clojure e un limbaj destul de simplu în sensul de sintaxă, dar văzut, avem paranteze și cam atât, restul totul vine ca biblioteci. Avem acele structuri de date cu care interacționăm, după părerea mea, destul de uniform și e ușor să trecem de la una la alta. Avem foarte multe funcții pe care le putem aplica pe acele structuri de date și sunt tot felul de abstracții, precum sequence, reducing function, transducer, acele Go blocks, care ne ajută să programăm într-un mod care ne face să ne gândim mai ușor la ce se întâmplă în programul nostru. Nu e verificare. Însă e mai ușor să ne gândim ce se întâmplă. De exemplu, cu transducer, dacă noi ne definim acea operație, putem să ne gândim doar la ea și să nu ne mai punem problema ok, dar aici îmi vine o listă, după aia vreau să scot un vector. Nu, mă gândesc doar la operația pe care o aplic. Și ca idee, în link-ul de la GitHub puteți vedea și același cod implementat cu transducer. E același lucru, numai că în loc să am 3 din macro, compun 3 mapping. Ok, asta am avut de prezentat. Scuze că m-am uitat ultima. Care e diferența între transducers și reducers? Că acum am să vorbim de reducers. Care e? Ce opțiune sunt după aia? Reducers încă există, numai că ei merg, ei sunt pe colecții. Ei, practic, sunt un nivel mai jos, dacă vrei, în sensul că reducer se bazează pe faptul că ai o colecție și ea este reducible. Și asta înseamnă că având funcția ei, de exemplu, conj, poți să o apelezi cu niciun parametru, de exemplu, aici. Și o să-ți întoarcă o colecție cu care poți să-ți începi reducer. Și apoi funcțiile din reducers, practic, funcționează calea din core, numai că se folosesc de niște șmecherii ca asta și sunt un pic mai eficiente. N-am lucrat super mult cu ele, așa că mai multe detalii n-aș putea să-ți dau. Pot să zic doar că fac la fel ca map, filter și așa mai departe, însă sunt ceva mai deștepte.
în modul în care lucrează cu rezultatele alea parțiale și știu că merg și în paralel pe un model fork join. Deja. Dar mai, pentru mai multe detalii ar trebui să citești, că n-am lucrat cu ele. O chestie este că Reduce, așa cum l-am văzut folosit pe ecran, nu merge, de exemplu, pentru Elix. Da, pentru că Reduce ce? Când Elix face push, nu asta zici, nu? Plicat. Nu știu, Elix, e din Java, nu? E observable la .NET. Da, din mai observable ăla. A avut în .NET de la Eric Meyer și după aia au făcut și în JavaScript și în Java, tip de la Netflix. Și nu e ca un event? Nu e ca ceva care îți trimite un event? Privește eventurile ca o colecție de elemente, dar asincronă cumva. Deci clicurile sunt un fel de, e o colecție de clicuri și poți să faci filter map pe clicuri sau ceva de genul. Ok, păi atunci avantajul lui Transducers pentru asta e că, de exemplu, dacă ai vrea ca map, fold, reduce și toate cele să meargă pe RX, ar trebui să le implementezi pentru RX. Însă cu Transducers e suficient să implementezi acel conj, da? Și după aia lucrurile vor merge magic, pentru că, ai văzut, e parametrizat. Da. Nu cred că merge încă, dar ideea e că se poate. Cred că funcția de step e one next. Dar exact. Nu sigur dacă merge. Aia e ideea. Cine începe transformarea e sequence, funcția sequence. Nu aia începe transformarea efectivă care face tot. Exact, ea începe să o ceară, să o aplice, dar lucrează element cu element și într-adevăr poți face next și... Adică cine știe să scoată datele fie dintr-o colecție, fie dintr-un canal, sequence-ul ăla, nu? Sau altcineva. Cine dă startul la tot pipeline-ul de computație? În cazul ăsta e sequence-ul, da. Ar putea fi și reduce. Depinde ce apelezi. Transducer, pentru că înțeleg că modelează transformarea în sine și nu sursa de date. Exact. Aia e și ideea. Că nu te gândești la sursa de date. Sursa de date ar fi un sequence și când îi dai un transducer, folosește transducer nu ca să creezi un alt sequence. Dacă ar fi Linux, ai dat la subscribe. Da. O să pun link-ul și cu prezentarea de la Facebook al lui și că e în detalii mai multe, numai despre transducer. Ok, mulțumesc. Bun, și ăsta. Iată, zi. Poți să-mi trebuie cu aia. Pentru channels, ce pattern ai dacă ai tipul diferit de mesaje? So, în mesaje vreau să-ți trimis ce? Un hash, essentially, right? Și după aia acolo un tip, like un câmp care să fie tipul mesajului. Te referi cum e implementat? Nu, reprezent. Ca utilizator de API, să spui. Păi, eu aș încerca să nu trimit mesaje de... Adică măcar arată la fel. De exemplu, să zicem, trimit map-uri. Și în map poți să-mi țin, da, un tip. Credeam că spui ce faci dacă trimiți map, număr, ce să numerești. Da, mă, că o să te bușești. Poți la fel de bine să ții mai multe canale și să faci select pe el. Ăsta e canalul de obiecte de tip ăsta, ăsta e canalul de obiecte de celălalt tip. Dar atunci când îți vin mesajele, dacă ești într-un bloc de adus select, știi și de pe care canal ți-a venit? Da, și de pe care canal ți-a venit. Da. Și lucrurile se întâmplă în memorie, deci nu e un proces de serializare sau ceva. Da. Cum ar fi? Asta e, deci nu puteai să ți le faci și across the wire, adică să spui că ok, am VM-ul ăsta aici și după aia fac un canal. Nu știu dacă CoreSync funcționează așa. Adică eu n-am văzut. Tu spui cum ar fi în Erlang, să zicem. Da, asta faza ta, de Miki voia doar ceana, atunci poate pe asta o să zic. Exact. E la un nivel în cadrul acelui VM. Așa, ceva cu conj? Da. Ăsta, cean are o implementare al conj sau ceva de genul ăsta? Dar nu am văzut niciun de la trimis undeva conj. Aici că fiecare... Nu, cean lucrează cu mai mic semn, sau mai mare semn.
Conj e cel pentru colecții. La un moment dat era vorba că trebuie să trimiți o funcție care să face step-ul ăsta, de conj sau de... Așa e, da. Însă asta e ascunsă cumva în straturile alea, dacă ai văzut. Să ascunde map-ul ăla? Sau... El vine, practic ar trebui să căutăm de unde vine step-ul ăsta, știi? Mm-hmm. Și implementarea depinde de la canal, colecție și așa mai departe. Partea drăguță e, cum spuneam, că nu trebuie să știi tu de acum îți desi transformare. Da, să zic, probabil e implementată pentru canal undeva și... Exact, da. Ok, păi, mersi de atenție.